Ocupăm locurile și le dăm pe Domnul cu o cântare. Și lăudați să fie Dumnezeu Tată, Fiul și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. În rugăciunea aceasta aș vrea să mergem înaintea Domnului, să ne mărturisim păcatele, că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul și va pedepsi foarte aspru pe fiecare frate și soră în adunare care se joacă cu păcatul. În Psalmul 139:16, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedea. Și în cartea ta era scris toate zilele care erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Ne arată aici că Dumnezeu ne-o știu pe fiecare în parte din veșnicie. Știe păcatele noastre, știe fără de legile noastre și în fața Lui noi suntem ca sticla. Vede direct prin noi și știe fiecare păcat în parte și nu putem să ne ascundem deloc față înaintea lui Dumnezeu, că El vede foarte bine. Și Domnul ne ajută să aducem mult roade în via Lui, în să,
să aducem mult roadă ca noi prin Duhul Sfânt, să dăm laudă numele Lui. Și scrie în Matei 3 cu versetul 10. Iată că securia a fost înfiptă la rădăcină pomilor, deci orice pom care nu aduce rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Și în versetul 12 scrie, același își are lopata în mână și își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Așa se întâmplă la oamenii, poate care au venit o viață întreagă la adunare și nu au vrut să pocăiască și nu au vrut să lasă de păcatele. Dumnezeu este drept și orice om pe acest pământ îl va judeca cu dreptate. Și scrie, cred că în Iacov, că cel neprihănit va scăpa cu greu, adică în ziua judecății. Și scrie în Proverbe 28 cu versetul 13, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capte îndurare. Mai presus decât orice, Dumnezeu să fie binecuvântat în veci și noi să ne smerim. Amin. Hai să mergem în rugăciune pe genunchi și să ne mărturisim păcatele ca să capătăm îndurare înaintea Domnului. Amin.
cântăm o cântare împreună spre slavă Domnului. Să ne rugăm pentru familiile din biserică, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze toate familiile, pe mici, pe mari, pe cei în vârstă, Dumnezeu să-i îmbrace cu putere și înțelepciune, să rămână statornici pe calea mântuirii pe care mergem cu toții. În săptămâna aceasta ne avem pe lista de rugăciune familia Ignatovici Maria, familia Ioanes Ionatan Emanuel, și familia Jude Valentin și zicem ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii. Chiar dacă de multe ori avem probleme și conflicturi în familie, este unul singur care poate să rezolve toate problemele noastre,
Iisus Hristos ne stă la îndemână dimineața aceasta și să nu disperăm de multe ori când trecem probleme în familie. Totdeauna să apelăm la ajutorul lui Iisus Hristos. Aș vrea să dau citire din Matei, capitolul 8, versetele 23 la 27. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună, atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mireau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Slăvit să fie El! N-ai vrea în dimineața aceasta ca Iisus să-și ridice mâinile, să oprească vânturile care lovește în familia ta, în barca ta? El stă la dispoziție, frați și surori. El este un ajutor care nu lipsește niciodată. Și aș vrea să mai dau citire din Psalmul 46, versetul 1 la 3. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar rula și ar spulmega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. El este sprijinul nostru, frați și surori. Totdeauna să ne nădăjduim în puterea Lui. Și aș dori tot în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru școala duminicală care a început ziua de astăzi, ca Dumnezeu să binecuvânteze copiii, lectorii, să le dea înțelepciune, pricepere în cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toate aceste gânduri ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului. Amin.
Ocupăm locurile și le dăm pe Domnul cu o cântare. Aceasta aș dori să ne rugăm pentru tinerii care odată au fost în adunare și acum nu mai vin, a Domnul să-i aducă înapoi. Și părinții care s-au rugat de multă vreme, hai să ne rugăm ca Domnul să-i dă putere să se roagă mai mult pentru copiii lor și să nu deznădăjduim că Dumnezeu va aduce înapoi în casa Lui prinții de război și că El are putere și mâna Lui este puternică. Dacă vom fi sinceri înainte Domnului în rugăciune, El ne va asculta și va aduce înapoi. Și
Hai să ne rugăm și a doilea parte în rugăciunea aceasta pentru cei tineri care sunt în adunare acum, ca Dumnezeu să ne dă o dragoste înflăcărată pentru El, ca să ținem pocăința adevărată până la capăt, ca să ținem ce ne-a dat Dumnezeu până la capăt cu frică și cu tremur și ce am promis în apa botezului să ducem până la moarte cu adevărat și Domnul să ne ajute, nu numai tinerii, dar fiecare în parte. Hai să ne mergem rugăciune pe genunchi și ne rugăm pentru tineretul casei Domnului și tinerii și pentru cei care se roagă pentru tineretul, adică părinții. Amin. Hai să ne rugăm.
ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cu o cântare. Dragoste ce pentru noi pe cruce sus s-a arătat, ne-a scos din moarte și păcat, Iisus din morți a înviat. Rămâi în toate credincios în calea mea. Jesus in me.
Puteți să ocupați locurile. Doresc următoarea rugăciune să facem pentru cei bolnavi. Dumnezeu să se îndure de cei în suferință. Lista este mare, dar este unul singur, Iisus Hristos, care poate să te atingă de tine dimineața aceasta. Slăvit să fie El. În Marcu aș dori să citesc din capitolul 6, versetele 53 la 56. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genazaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că El, că era El. Oriunde intra El în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poale hainele Lui. Și toți, cât se atingea de El, erau tămăduiți, slăfit să fie El. Vedem că primul pas care să venim înaintea Lui să fim vindecați, ne spune în versetul 54, prima dată trebuie să-L recunoști, să-L cunoști pe Iisus Hristos și puterea Lui, să crezi în inima ta că El are toată puterea de a te vindeca. În versetul următor spune, în 55, trebuie să alergăm la El, să alergăm la casa Lui Dumnezeu, aici unde este prezent El. Aduceți pe bolnav la biserică, căci El se atinge și de bolnavi aici, fraților. Iar în versetul 56, este nevoie să fie adus înaintea lui Iisus, în rugăciune de biserică, de frați. Și în ultima parte a versetul 56, este nevoie să ai credință. Și toți care se atingea de El erau tămăduiți, slăvit să fie El. Aș dori să mai dau o citire în Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Și aș dori să ne ridicăm în picioare, ca să facem rugăciunea aceasta în picioare. Să nu ne cuprindă îngrijorările, fraților, când suntem bolnavi, totdeauna să apelăm la El. Și versetul ăsta ne îndeamnă la lucrul acesta, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Totdeauna să-i mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a făcut un bine, ne-a vindecat și El să fie proslăvit în toate zilele, fraților. Așa cum stăm, ne rugăm pentru cei bolnavi, cunoaștem pe toți, lista este foarte mare, este afișată. Așa cum stăm, ne rugăm pentru cei bolnavi. Amin.
Rămânem în picioare și pentru că timpul este înaintat, așa cum stăm, ne rugăm și mulțumim Domnului pentru timpul din dimineața aceasta de la ora de rugăciune și Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare serviciul divin. Așa cum stăm, ne rugăm și mulțumim Domnului. Ocupăm locurile și le dăm pe Domnul cu cântare, programul la sfârșit și ne rugăm în continuare. Haideți să ne ridicăm și să cântăm slavă lui Iisus. Slavă deci lui Iisus, slavă și mărire, El a biruit și ne-a mântuit prin moartea pe cruce. Sunt salvat de păcate.
s-a jertfit și astăzi sunt liber. În orice păcat îi dau mulțumire, căci m-a salvat. Slavă veșnic Iisus, slavă și mărire. El a biruit și ne-a mântuit prin moartea pe cruce. Sunt salvat de păcate tale. Îl voi lăuda și îl voi cânta toată viața mea. Slavă veci lui Iisus, slavă și mărire. El a biruit și ne-a mântuit prin moartea pe cruce. Astăzi sunt salvat de păcate tale. Îl voi lăuda și îl voi cânta toată viața mea. Îl voi lăuda și îl voi cânta toată viața mea. Slăvit să fie Domnul! Doresc să citesc textul din dimineața aceasta, din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31 în jos, vindecarea lui Enea. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria și se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enea, a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Amin. Vă invit, așa cum stăm, să ne rugăm Domnului ca Domnul să binecuvinteze în dimineața aceasta cuvântul Său. Slujba care se face aici, după cum vedeți, împreună cu noi în dimineața aceasta la Amvon, este fratele Mircea Câmpianu, este venit, bineînțeles, cu sora și cu fiul lor în vizită la Perth. Și astăzi este împreună cu noi, fratele Mircea este păstor la Tabor în Melbourne. Domnul să-l binecuvinteze. Să întărească și pe el și pe fratele Aurel care vor vesti Evanghelia și Duhul Domnului să fie la lucru. Vă invit, așa cum să ne rugăm, fie pentru cuvânt, fie pentru cântări și fie pentru întărirea credinții noastre și pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin. Ne rugăm Domnului. Vă invit să reocupați locurile. De asemenea, doresc să salutăm în mijlocul nostru pe sora Firuța Curtean. Sora Firuța, după obiceiul nostru, vă rog să vă ridicați în picioare dacă sunteți aici.
Domnul să vă binecuvânteze. De multe ori câte persoană stă aici, eu mă uit acolo că nu știu unde stă și ca să vă cunoască și frații, bineînțeles și noi, că sunteți venite în mijlocul nostru. Domnul să vă binecuvânteze. Sora Firuța este venită din Chicago și să la sora Mariana Hepcal sau este împreună cu sora Mariana dimineața aceasta. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva în vizită sau nou venit sau o altă nouătate, trimiteți un bilețel să poți anunț fiecare cauză, ca fiecare să fie mulțumit. Pentru început, lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. În timpul acestei cântări facem colecta. După colectă, corul laudă pe Domnul cu prima cântare, apoi după această cântare a corului, Domnul să binecuvânteze fratele Mircea, care va vesti cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Amin. Thank you.
mine.